Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Codrina Oana și sunt cea care îl canalizează pe Ashtar în cadrul canalului Ashtar Lessons. Astăzi mi-am dorit mult să vă întâlnesc pentru a aborda un nou subiect, un subiect care, din câte am observat, atât la prietenii comuni cât și la pacienții mei, este din ce în ce mai arzător. Este vorba de lipsa de forță vitală care a început să apară la foarte, foarte mulți dintre voi. Acea lipsă de forță vitală care aproape vă pune la pat. Acea lipsă de forță vitală care vă împiedică să vă desfășurați activitățile zilnice și până și cele mai mici sarcini, adică, știu eu, făcutul unei salate, aranjarea unui pat, implică un efort deosebit din partea voastră. Am ținut foarte mult să vorbesc cu voi despre acest subiect, pentru că eu însumi m-am confruntat cu acest subiect acum mulți ani de zile, atunci când, de fapt, conștiința nu era atât de ridicată, nu erau atât de mulți lucrători în lumină și a trebuit să mă confrunt singură, să înțeleg și să lucrez cu mine până această forță, lipsă de forță vitală a dispărut. Există foarte multe persoane care mi-au cerut ajutorul, fiind în această, să zic așa, imposibilitate de a-și face treburile zilnice, de a-și continua viața cu toate îndatoririle pe care ea le presupune din cauza acestei lipse de forță vitală, care de fapt nu înseamnă decât o oboseală cumplită, o neputință cumplită, împiedicându-te să-ți continui viața așa cum ți-o continuai de obicei. Ceea ce vreau să vă spun este că, de fapt, există mai multe feluri de lipsă de energie. Sunt persoane care se confruntă cu această lipsă de energie aproape toată ziua. Sunt persoane care au doar bucăți din zile în care sunt extraordinar de obosite și au nevoie de pauză și atunci mulți dintre ei au renunțat la niște ore de lucru pentru că pur și simplu nu mai fac față. Depinde de fiecare dintre voi cu ce temă a venit, ce are de înțeles, ce misiune are pe acest pământ și în funcție de asta această lipsă de energie vitală poate fi mai mare sau mai mică. Încă ceva ce vreau să punctez este faptul că această lipsă de energie vitală, să nu o confundați cu simptome de ascensiune care se manifestă prin oboseală și prin epuizare. Sunt două lucruri cumva diferite și am să vă spun acum cum. Simptomele de ascensiune care se manifestă prin oboseală și epuizare apar de obicei atunci când intensitatea energiilor crește și când corpul trebuie să se ajusteze acestor energii și durează cam 3 zile, maximum o săptămână, timp în care tu poți să-ți faci treburile zilnice, nu poate la viteza la care le făceai în mod obișnuit, dar le faci. Și după aceea, după ce tu integrezi, tu ca individ, integrezi aceste
aceste energii, oboseala, epuizarea dispare. Sigur știu și acel simptom de oboseală prin care toți trecem, acea oboseală cu care ne trezim și ne culcăm cu ea, ea este permanentă aproape și este ca un simptom de ascensiune, este un simptom de ascensiune, dar lipsa de energie vitală se manifestă prin acea epuizare fantastică care de fapt te împinge să stai la pat din ce în ce mai mult. Deci sunt două lucruri diferite. Este acel simptom de ascensiune care apare până când integrăm energiile, durează între 3 zile și o săptămână, după care noi ne revenim și începem cursul obișnuit al vieții și ne rezolvăm viața așa cum o făceam mai înainte, dar există și acea lipsă de forță vitală care durează foarte mult timp, în care ajungi la pat, în care începi să ai sentimente cumplite de neputință, în care începi să te întrebi unde merge viața ta, ce anume ai greșit, ce anume n-ai înțeles, vei mai putea face față vieții de zi cu zi, ce se va întâmpla cu tine. Și uite, așa ușor, ușor intri într-un ciclu în care este o frică, începe o frică de viitor, frica că nu vei mai câștiga, frica că nu vei mai face față, frica că ai o boală foarte gravă și doctorii nu și-au dat seama de asta sau ție ți este frică să mergi la analize și să vezi asta. Revin ca și la simptomele de ascensiune și cu rugămintea de a merge în primul rând la medic și de a vedea dacă sunt probleme de sănătate. Dacă nu sunt probleme de sănătate, avem practic două categorii. O categorie care nu are probleme, deci analizele sunt în regulă, dar se confruntă cu o lipsă de energie vitală formidabilă. Și avem și acea categorie în care oamenii chiar suferă de ceva, de o boală, iar la această boală se adaugă și o lipsă de energie fantastică. Haideți să luăm întâi prima categorie, acea categorie în care făcut analizele, suntem în regulă, dar noi stăm la pat, noi plângem fără să știm exact de ce și nu suntem în stare să ne ridicăm din pat, începem să vedem totul în negru și ne întrebăm încotro se îndreaptă viața noastră. Ce se întâmplă? Deci, în linii mari, fiecare subiect, fiecare individ are povestea lui și are tema lui, de modul în care trebuie să înțeleagă, este un mod prin care Universul îi spune să se așeze și să înțeleagă ce anume din viața lui nu mai este aliniat cu sinele lui superior. Ce anume din ceea ce gândește, din ceea ce face, din munca pe care o are, nu mai este aliniat cu noile energii și cu noua persoană care se transformă, pentru că noi toți, datorită acestor energii care sunt foarte puternice, noi toți ne transformăm, chiar dacă ne dăm seama sau nu. Noi nu mai suntem la fel cum am fost acum un an sau acum 2 ani sau acum 5 ani. Această lipsă de vitalitate, în cazul celor care au analize bune, este de fapt un semn al Universului prin care sinele divin vă îndeamnă să vă luați timp cu voi și să înțelegeți că foarte multe lucruri din viața voastră trebuie înțelese altfel, trebuie privite altfel, dintr-o altă perspectivă. Trebuie să începeți să lucrați cu voi. Este un mod prin care Dumnezeu vă spune că vă iubește,
pentru că tot ceea ce se întâmplă acum pe pământ este într-o continuă schimbare și este foarte posibil voi să aveți o misiune foarte specială și atunci voi ca indivizi trebuie să vă schimbați, corpul vostru fizic se schimbă, misiunea voastră se schimbă, jobul vostru se schimbă, vi se schimbă viața. Nu este ușor. Trebuie văzut pas cu pas ce se întâmplă. De obicei, în mare, foarte mare, pot să vă spun că această lipsă de energie vitală, de fapt, este asociată unei lipse de credință și unei lipse de iubire de sine. Dar asta este un termen foarte mare, foarte larg. Lucrurile trebuie analizate din perspectiva fiecărui individ, a vieții, a experiențelor de viață pe care le are și a misiunii pe care o are de îndeplinit pe acest pământ. Și la această lipsă de iubire de sine și la această formă de lipsă de credință se atașează atât de multe aspecte specifice fiecărui individ cu care el însuși trebuie să lucreze și să le înțeleagă. Vestea bună este că nu sunteți bolnavi. Este doar o parte din viața voastră care trebuie să o înțelegeți, trebuie să o vedeți din alt unghi și încetul cu încetul lucrurile în viața voastră se schimbă, veți avea și jobul pe care vi-l doriți. Veți avea și partenerul pe care vi-l doriți în momentul în care începeți să vă iubiți pe voi. Vă iubiți, înțelegeți de fapt că Dumnezeu este și Universul este atât de mare și atât de bun, încât vă deschideți sufletul și pentru ceilalți. Este doar o invitație, această lipsă de energie totală este de fapt o invitație a Universului de a vă transforma. Dacă nu puteți o faceți singuri, apelați la cei care au trecut prin asta, apelați la cei care lucrează cu energiile, apelați la vindecători, apelați la psihologi care lucrează în același timp și cu simptomele de ascensiune, care privesc că și iubesc spiritualitatea în așa fel încât să vă poată ajuta. Ei sunt singurii care pot combina tot ceea ce ține de planul 3D cu cel de 5D. Degeaba aveți un psiholog care este doar în planul 3D și vă dă lecții zilnice din ceea ce ar trebui să faceți în planul acesta, nu vă va ajuta. Deci aveți mare grijă pe cine alegeți. Așa, acum mergem la cea de-a doua categorie, categoria care suferă de ceva, are o problemă de sănătate, dar la această problemă de sănătate în ultimul timp s-a adăugat această lipsă cumplită de energie, cu care deja nu se mai poate confrunta, este prea mult pentru acea persoană. Deci are și dureri, are și simptome caracteristice bolii pe care o are și la asta se adaugă și o lipsă de forță vitală. Asta este o chemare și mai mare din partea Universului, o invitație prin care vă ajută să faceți, vă roagă să faceți introspecție, să intrați în sufletul vostru și în viața voastră, să vă cunoașteți mai bine, să începeți să vă iubiți și să începeți să credeți în anumite lucruri altfel decât cum credeați până acum. De obicei, această forță, lipsă de forță vitală este însoțită în 99% din cazuri
de pierderi de suflet. Pierderile, în momentul în care nu faci ceea ce este în acord cu sinele tău divin și în acord cu misiunea ta, foarte și faci lucruri care cumva le faci forțat și obligat, având acele tipare, nu, dar e mama, dar e copilul, trebuie să mă sacrific, în acel moment, pentru unii dintre voi, bucăți din sufletul vostru pleacă, pentru că voi nu vă faceți misiunea și nu înțelegeți ceea ce ar trebui să înțelegeți. Recuperarea acestor bucăți de suflet, orice vindecător, oricine care lucrează cu energiile știe să o facă, dar ceea ce eu vreau să vă spun este că ea nu durează. Eu vă refac acum sufletul într-o ședință, dar ea nu durează dacă voi nu înțelegeți exact ce în sufletul vostru, ce anume ați făcut, de o bucățică din sufletul vostru a plecat și care este perspectiva superioară prin care trebuie să priviți și să nu mai faceți acel lucru. Până nu înțelegeți și până nu integrați aceste aspecte, sufletul vostru nu vine în totalitate la loc, acolo de unde a plecat. De aceea este foarte important în această perioadă să lucrați cu voi, să vă întrebați pe voi ce anume vă aduce bucurie, ce anume vă place. Și să cumva să vă faceți spațiu, să vă faceți timp pentru voi și pentru sufletul vostru. Nu mai este timp. Omenirea începe să se trezească și noi toți vom funcționa pe alte principii. Iar voi, cei care suferiți acum cumplit și sunteți cumva într-o lipsă de energie fantastică și sunteți la pat, veți fi cei care îi vor ajuta pe cei care vor avea nevoie să se trezească și să se elibereze. Și este un mod a Universului de a vă spune că gata, este timpul să vă gândiți la voi, să vă iubiți pe voi, să vă eliberați de vechile tipare, să înțelegeți ce anume ați făcut contrar dorinței și contrar dorinței sufletului vostru și astfel să rezolvați aceste probleme și într-un timp relativ scurt veți vedea că sufletul vostru se va reîntregi, vă va reveni forța vitală, veți vedea viața dintr-un alt unghi și vă veți bucura de fiecare bucățică pe care vă oferă fiecare zi în parte. Energiile care sunt atât de intense în ultimul timp, toate aceste energii, să știți că nu fac decât să vă accelereze, să vă accentueze aceste stări. Și în momentul în care devin din ce în ce mai neplăcute, de fapt asta reprezintă acea invitație prin care Universul vă roagă să vă ocupați de voi și să vă iubiți mai mult. Știu că foarte mulți dintre voi se confruntă cu această problemă acum, de aceea încă o dată vă spun să nu disperați, este doar o etapă din viața voastră, m-am confruntat și eu ani de zile pentru că a trebuit să lucrez singură și să înțeleg singura anumite lucruri și am trecut prin asta ani de zile, la un moment dat n-am mai putut lucra, dar am trecut, în momentul în care am înțeles ceea ce trebuia să înțeleg, am trecut și viața mea s-a schimbat și s-a schimbat în bine.
Deci aveți încredere. Pentru toți cei care vor mai multe date despre mine și serviciile mele, le aveți în descrierea videoclipului. Vă las cu bine, până la o nouă canalizare!